Urmăriți cum am preparat această mască. Se începe să mă strângă. Pentru această mască avem nevoie de lapte. Am luat aici lapte de amigdale, făină de cartof, ulei de măsline și semințe de in. La o linguriță de semințe de in am adăugat o lingură de masă de apă și mergem să fierbem. Iată, am fiert, să nu fierbeți prea tare, să putem să scurgem. Deci se prelinge, vedeți, ca să se prelinge, scurgem această masă. Dacă veți fierbe mai mult, nu vom primi, nu se va primi masca noastră, nu vom putea să o amestecăm. La masa obținută adăugăm lapte. O lingură de masă de lapte. Adăugăm ulei, linguriță de ceai de ulei și puțin câte puțin vom adăuga făină de cartof. Semințele care au rămas fierte le puteți folosi pe stomacul gol dimineața ca un enterosorbent, ca un detox, și vom adăuga puțin câte puțin. Aici este undeva o lingură de masă de făină de cartof. S-a primit așa o masă omogenă care se aplică pe tenul curat timp de 20-30 de minute, apoi se spală cu apă călduță. Pe astăzi cam atât. Vă aștept și la alte filmulețe!